dimineața. Bonjour. Bună, Silvia. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. De unde ești? Din Brăila. Aha. Din Brăila. Dar ce, ai luat vitamine, ai luat globion în dimineața asta, ești plină de energie. Da, am băut cafea. Bravo. Așa faci la cafea, te agiți? Da. Bravo, bravo. Ce mai e pe la Brăila, Silvia? E gata podul? Încă nu. Încă nu. Problema e că o să termine podul, dar n-au drumurile până la pod, știi? Nimic, e pe jos. Vorbesc serios. Nimic, acolo aia e problema. Important e să se poată vizita. Dar podul ăla e foarte frumos. O să-l vizităm de pe apă. Da. Facem poze, da. Instagram. Frumos. Făcut de japonezi. Da. Lucrare ca lumea. Da? Uh-huh. Da. Ia spune, Silvia, ce cu tine? Cu ce te ocupă? Unde ești? Cum o vezi? Eu sunt casier la un amanet. Și ești la serviciu acum? Încă nu am început programul, dar la ora 9 deschid. Ah, de ce ai timp să... Și amanetează lumea, amanetează lumea? Da. Așa, așa, așa. Da. Da. Au început să vină mai mulți în ultima vreme? Nu. Ok. Asta e, este un lucru bun. Nivelul de trai se menține. Da. Bine, hai să începem, zic da. Eu. Da, da. Hai, Silvia, să vedem. 400 de euro. Sunt foarte mulți bani în joc în dimineața asta, Silvia. Da. Iar prima întrebare valorează 400 de euro. Este din sport. Din sport, da. Mm-hmm. Silvia, fii atentă că e simplu. Trebuie să ne spui ce sport a practicat Elisabeta Lipă. Canotaj. Canotaj pe apă. Dar ce ți-a luat atâta? Da. Păi am emoții. Păi la tine acolo, la Brăila. Canotaj pe apă. Da. Poate dacă te uitai pe fereastru și vedeai trecând la un moment dat. Canotaj viteză. Slalom canotaj. Ei, bravo. Bravo, Silvia. Silvia, felicitări. Bravo. Ai 400 de euro. Ce zici de asta? Bun. Tu mai ai pe cineva acolo care să te ajute cu o îmbărbătare, cu un... Da, am un coleg. Un coleg. El v-a descurcat bine până aici. Dar el ce face? Ce anume? El cu ce se ocupă? Este alături, la Vodafone. Aha. A, că eu de-aia nu înțelegeam de ce sunt doi angajați într-un amanet, dar... E angajat. Păi nu, că nu este lângă. Și de la Covriș nu e nimeni să te ajute, că oamenii de la Covriș sunt super activi, ei acolo se întâlnesc cu mulțime. Da. Sunt mai departe. Mai departe. Da. Bine, Silvia, continuăm, mergem la 800? Plus că la Covrigi e traficul mare la ora asta, da. Adică nu cred că se deslipește cineva de el. Da. 400 sau 800 de euro, Silvia? 400. Te oprești? Mă opresc. Ți-e frică? Adevărul e că... Da. Mi-e frică să nu pierd. Ce-i în mână nu-i minciună. Da. Te înțeleg. Sunt bani buni, nu? Sunt. Sunt bani buni, da. Firar să fie. E decizia ta, trebuie să te gândești bine. Dar mai întrebăm o dată. Dacă ți-e frică... 400 sau 800 de euro? 400, gata, bine. 400. 400 de euro pentru Silvia în dimineața asta. Mulțumesc! Bravo. Felicitări, drumul era lung până la 3200, dar... Da. Ne-a oprit bine sau nu, o să vedem acum, pentru că Luca o să-ți adreseze întrebarea. Următoarea ca și cum concurs, da. Ca să vedem ce s-ar fi întâmplat. Da. Era o întrebare din geografia României, Silvia. Da. Și anume, pentru 800 de euro trebuia să ne spui ce râu trece prin localitățile Toplița, Aiud și Arad. Nu știu. E cum, nu? Dar zi un râu. Zi un Buzău. Ce a zis colegul, că l-am auzit? Soneș? Nu. Nu. Nu, dar la Arad se face, e ștrand acolo. Da. Pe malul râului? Mureș. 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 Da. Mureș. Da. Te-ai oprit bine, Silvia, te-ai oprit bine. Da. Bine, da. Bravo. Bravo, Silvia, bine. 400 de euro dimineața asta. Continuăm. Trezește-te în cel mai bun mod.